La postul public de televiziune a UE Bucovina, sinteza săptămânii cu evenimente importante, dezbatere echilibrate, subiecte de interes pentru comunitatea românească din regiunea Cernăuți. Stimați telespectatori, bine v-am găsit la o nouă ediție emisiunii noastre. În data de 21 noiembrie curent s-au împlinit 6 ani de la protestele din Ucraina care s-au soldat cu înlăturarea fostului președinte prorus Ianukovici în zilele Revoluției Demnității, când a fost uciși peste 100 de oameni. Sloganul manifestanților Ucraina este Europa continuă să rămână actual și în zilele noastre. A fost celebrată în Ucraina Ziua Libertății și Demnității ca și în fiecare an. O zi, din punctul meu de vedere, importantă, indiferent de discuțiile politice care au loc în ultima vreme. Și vreau să spun că este ceva asemănător cu sărbătorile din celelalte state occidentale, cum ar fi 14 iulie, luarea Bastiliei și un prim pas către libertatea civică a poporului francez. Ceva asemănător în Ucraina, desigur, incomparabile asemănările istorice. Însă asemănările simbolice sunt mai mult decât actuale. Ziua Libertății și Demnității este un pas de marcare a importanței evenimentelor legate de Euromaidan din anul 2013-2014, când populația s-a răsculat împotriva abuzurilor politice și încercării de a limita orice libertăți care țin de populația ucraineană. În același timp, trebuie să ne amintim în acest context anul 2003-2004, o primă și importantă încercare intuitivă cumva de a scăpa odată și pentru totdeauna de tendințele autoritare în Ucraina. Și aici populația ucraineană se deosebește de celelalte populații din estul Europei, dacă comparăm cu rușii și belarușii, această tendință de a nu recunoaște pentru multă perioadă de vreme un conducător autoritar, ceea ce este o caracteristică a națiunii politice ucrainene. Acum este mai mult decât importantă consolidarea acestor valori, consolidarea prin acțiuni practice, pentru că seamănă cumva această sărbătoare îmbrăcată în haine festive, cu cuvinte frumoase, patriotice, europene, democratice, însă cu un gol în interior, dacă vorbim de pași concreți. Avem nevoie mai mult decât oricând de reforme, de o îmbunătățire a nivelului de trai și sunt mai multe probleme care țin atât de mediul politic, calitatea elitelor politice de a conștientiza însemnătatea intereselor fiecărui cetățean și în cel de-al doilea rând de o mică irresponsabilitate a populației care nu își dorește să se schimbe, care deseori nu înțelege că un mic disconfort astăzi cu un scop demn ar însemna o victorie strategică a zilei de mâine și o irresponsabilitate de pe ambele părți. Populația deseori nu își dorește să nu mai accepte comportamente irresponsabile, comportamente care să ducă la confortul vieții în orașul în care trăiește. Mă refer aici și nu în ultimul rând la atitudinile față de orașul în care trăiești, în satul în care trăiești, participarea la presiunile asupra primarilor, consilierilor locali, solicitarea puterii să facă ceea ce își doresc cetățenii, iar această pasivitate, absență de interes, naște până la urmă niște funcționari, niște oameni politici care se gândesc doar la ei pentru că presiunea este foarte și foarte mică. Sunt foarte multe de învățat în acest context, inclusiv în privința respectării drepturilor minorităților lingvistice și naționale. Or, o societate civilă nu poate fi construită, o integrare europeană nu poate să aibă loc doar cu referire la îmbunătățirea nivelului de trai și a confortului cultural și fizic al majorității. Majoritatea și minoritatea reprezintă un tot întreg al societății, una fără de cealaltă nu poate să trăiască și nu poate să se dezvolte. Recent, Institutul Fizico-Tehnic și Tehnologii Informaționale, Catedra de Radiotehnică și Securitate Informațională a Universității Naționale din Cernăuți, a găzduit întâlnirea de lucru a fizicienilor de la instituțiile de învățământ superior din Suceava și Cernăuți cu genericul Luna Securității Cibernetice. Colaborarea între Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava și Universitatea Națională Iuriu Fedcovici din Cernăuți este una deja cu o vechime importantă. Vorbim deja de peste 30 de ani de colaborare.
În cadrul acestei colaborări avem relații care se dezvoltă pe diverse paliere, atât la nivel științific, cât și la nivel didactic și la nivelul diverselor activități destinate studenților. Având în vedere faptul că societatea se află într-o continuă transformare, că apar noi tehnologii, apar noi direcții de cercetare, această colaborare devine mai nuanțată, mai bogată, extinzându-se și pe domenii, pe direcții care nu au fost dezvoltate anterior. Una dintre aceste direcții este legată de securitatea cibernetică. Trăim în lumea internetului, trăim în lumea comunicațiilor prin mediul virtual și atunci este nevoie de protejarea informațiilor, este nevoie de transmiterea sigură a informației pe internet și în acest sens este nevoie de specialiști care să asigure această securitate. În cadrul lunii securității cibernetice se desfășoară prima ședință de lucru împreună cu colegii noștri din Suceava. Securitatea cibernetică este un subiect de actualitate atât pentru întreprinderi, precum și pentru structurile și instituțiile de stat care pot fi supuse atacurilor cibernetice și pot avea mari pierderi financiare. La fel de actuală este această temă și pentru tânăra generație. De la o vârstă mică, copiii vizualizează în mod activ toate datele și informațiile din rețeaua internet care pot avea consecințe nedorite pentru cei mai sensibilizați, uneori fatale. Esențialul este protecția instituțiilor de stat, în special a obiectivelor cu cel mai înalt grad de securitate, întreprinderea de furnizare a apei, rețeaua electrică, hidrocentrala de pe Nistru. Toate informațiile ce prezintă un pericol pentru societate și pentru tânăra generație urmează să fie blocată. Aceasta e actual. Atacul cibernetic produc foarte multe daune, atât materiale cât probabil că nu daune la vieți omenești, dar s-ar putea să existe și, există și această posibilitate. Astfel că este un subiect fierbinte foarte important și trebuie luat tratat serios. Și tot timpul bine să avem să creăm un efort unitar în domeniul respectiv, pentru că unde sunt mai mulți, puterea crește de obicei, știți? Și atunci este important să facem acest lucru, pentru că oferă beneficii pentru viitor, beneficii foarte, foarte foarte ridicate. De multe ori atacatorul se bazează pe faptul că omul nu cunoaște elementele fundamentale de bază de securitate cibernetică. Dacă am primit un e-mail, nu înseamnă că trebuie să deschidem filmulețul care atașa cu e-mail. Un exemplu foarte, sau documentul atașa care poate transmite un pachet malware care apoi fie extrage informații. Exact, niște riscuri și cetățeanul trebuie să învețe, de exemplu, să știe, să deosebească între ceea ce este benign și ceea ce este malign. Și educația cred că pornește de aici, de partea de jos, trebuie să pornească în sus. Pentru că omul este un vector de atac, pentru că de multe ori nu are cunoștințele necesare prin care să abordeze. Știe să folosească, de exemplu, client de e-mail, dar nu știe care e-mail este cel periculos, care e-mail este bun. Nu știe cum să-și protejeze datele personale să nu fie furate, să nu fie expuse riscului. Sunt foarte multe riscuri pe care el nu le cunoaște sau nu are pregătirea să le cunoască, dar care pot fi relativ ușor recunoscute. Adică există mecanisme prin care putem să învățăm. Protecția informațiilor este o problemă de actualitate, ținând cont de situația din estul Ucrainei. Este actuală și mai mult decât necesară. Situația cu privire la blocarea sau accesul la informații în rețeaua internet ține de domeniul securității cibernetice și în acest context, dacă vorbim despre mijloacele tehnice de programare și de protecție a informației, profesioniști în respectiva ramură sunt pregătiți de catedra noastră de radiotehnică și securitate cibernetică. Deja al doilea an consecutiv, guvernul monetizează subvențiile pentru consumul de gaze. Vom aminti că sumele de subvenții vor fi transferate beneficiarilor până în data de 5-a fiecărei luni în instituția bancară Osched Bank. Banca va transfera banii prevăzuți de subvenții distribuitorilor de servicii, restul sumei va fi achitată de cetățeni. Ce la ce aș dori să atrag atenție este că unii pensionari nu li se
pe Miești cu primirea, putem spune, ca subvențiilor, fiindcă la domiciliu dumnealor sunt înscrise unele persoane care nu locuiesc acolo. De aceea, inspectorii serviciilor sociale trebuie să întocmeze niște acte speciale. Aceste acte trebuie să fie date la o comisie care să hotărască că, adică atent la aceea că persoanele nu locuiesc, adică ele sunt înscrise, nu locuiesc, subsidiile trebuie să le primească. Mai este un moment când nu primesc actele pentru subsidii. Spune la dumneavoastră, sunt înscriși 2 sau 3 acolo copii, nu sunt sau sunt, noi nu putem să primim la dumneavoastră acte. Atunci trebuie trimise prin poștă și trebuie să fie dat un răspuns înscris. Nu au dreptul inspectorii serviciilor sociale să nu primească documentele pentru subvenție. Aceasta este o încălcare grosolană a legislației în vigoare. Chiar dacă și negativ se reacționează, dar trebuie de transmis, înscris toate refuzurile și toate cele ce privește subvențiile. Cei care au achitat și au plătit pentru încălzire, pentru curentul electric, au plătit, lor li se va întoarce la sfârșitul sezonului când se va face o socoteală de plină. Ce au plătit? Ce mai trebuie să plătească? Fiindcă deja nu toți sunt la curent cu toate, adică ceva s-a scumpit, ceva s-a ieftinit și în felul acesta au să fie, să facă încă o dată o recapitulare la toate cheltuielile. De fiecare dată mai mult noi avem, așa știți, îngrijorări cu privire la primăriile care sunt îndepărtate de centrele regionale, de centrul regional. Acolo trebuie ca slujbele sociale la primării să se ocupe serios, nu cu cei care vin la primării, dar cu cei ce nu pot veni, cu pensionare, cu oamenii care sunt bolnavi, cu oamenii care nu pot ieși din casă. Ei trebuie vizitați la domiciliu și acolo trebuie întocmite toate actele necesare pentru subvenții. Primăriile și încă o dată primăriile trebuie să aibă nivelul care se cere pentru a satisface toate cerințele persoanelor care beneficiază de subvenții, dar nu pot să vină la primării. La toți bătrânii singurătici au fost de acum făcute subvenții, ei de acum chiar au prins, a primit. Eu am în vedere care are gaz natural, pentru că care au avut subvenții la cărbun și la lumina electrică au primit bani încă vara. De acum noi informăm subvențiile pentru gaz natural și pentru lumina electrică. Majoritatea au primit pe luna octombrie, împreună cu pensia, primesc și bani pentru subvenții. Fiecare persoană, de pe data din 1 până pe 5, fiecare lună, trebuie să sune la cantora de gaz natural ca să dea informație cât gaz au cheltuit ei. Persoanele nu pot face asta, mai ales este singuratici și bătrâni, chiar și dacă ei au telefoanele mobile, dar ei nu pot, acolo e greu de sunat, că trebuie mult de așteptat până le răspunde. Și în legătură cu asta, la multe persoane s-au făcut datorie. Pentru că cantora de gaz, ei trebuie să dea o informație oricare că persoana a cheltuit gaz. Dacă lumea nu sună, înseamnă că ei dau informația lor. Dar lumea cheltuiește mai puțin gaz decât ei dau informația. Și așa se primește că lumea are datorie pe gaz. Și trebuie fiecare fotografie de pe calculatorul de gaz să meargă la dumnealor și ei iar n-au telefoane de este care fac fotografii și ne stărim noi, mai am fost pe acasă, mai vicinii, mai rudele și am scos la capăt. Slava Domnului, în timpul de față totul este bine. Lucrările de reparație la școala numărul 22 din orașul Cernăuți încă sunt în desfășurare. Conform prevederilor contractului, lucrările de reparație trebuiau să fie finalizate până la 1 august curent. Antreprenorul spune că va finaliza lucrările până la sfârșitul acestei luni. Departamentul de Dezvoltare Urbană și Relații Funciare dorește să penalizeze această firmă cu sumă de peste 2 milioane grivne. Directoarea școlii numărul 22 din orașul Cernăuți, Lubov Iavorska, ne demonstrează ce reparații nu au fost finalizate în această instituție de învățământ. În această școală, cu susținerea NEFCO, se schimbă acoperișul, geamurile și se izolează fațada clădirii.
Conform condițiilor contractului, antreprenorul trebuia să finalizeze toate lucrările de reparație până la 1 august curent. Apoi a promis că acest obiect va fi dat în exploatare la 1 octombrie, spune directoarea Lubov Iavorska. Potrivit acesteia, acum este necesar să se finalizeze fațada școlii și să se instaleze huse pe perimetrul acoperișului. Lubov Iavorska a mai adăugat: noi am decis că până la 1 octombrie toate lucrările vor fi finalizate. Singura piedică, din păcate, ține de lipsa numărului necesar de angajați la această firmă, ce se compune din 3-4 persoane zilnic, dar acest număr de persoane nu este suficient pentru un obiect de asemenea proporții. Directoarea școlii numărul 22 din orașul Cernăuți susține: lucrările de reparație în această instituție de învățământ au început acum un an și jumătate. În această perioadă de timp, de 3 ori, a fost amânată darea în exploatare a acestui obiect. Pe 16 iulie curent, circa 10 clase au fost inundate, deoarece antreprenorul a scos o parte din acoperiș și nu l-a refăcut imediat. Reparația este realizată de compania poloneză de logistică, care este înregistrată în orașul Jitomir. Șeful firmei poloneze Dmytro Bolejko a refuzat să comenteze de ce reparația nu a fost finalizată la timp. Dumnealui a mai adăugat: la ora actuală nu vă pot acorda un interviu, sunt internat în spital. Când va fi necesar, vă voi spune oficial totul. Vom finaliza obiectul și apoi voi comenta. La întrebarea jurnalistului când vor fi analizate lucrările, răspunsul a fost: în curând. Consiliul Orășenesc Cernăuți a informat despre încălcarea prevederilor contractului de către contractant, spune Vasilina Măcoviciuc, director adjunct al Departamentului de Dezvoltare Urbană și Relații Funciare. Potrivit acesteia, ieri Dmytro Bolejko a fost informat despre sancțiunile pentru finalizarea întârziată a lucrărilor de reparație a școlii numărul 22 din Cernăuți. Vasilina Măcoviciuc a mai specificat: noi putem reține penalități pentru orice zi întârziată. Au fost deja sancțiuni mai mari decât le permite contractul. Contractul permite 10%, iar această amendă constituie suma de peste 2 milioane grivne. Vasilina Măcoviciuc, directorul adjunct al Departamentului de Dezvoltare Urbană și Relații Funciare, spune că lucrările la acest obiect sunt îndeplinite în proporție de 90%, așa că nu este cazul de a realiza contractul cu această firmă. Dacă antreprenorul nu va plăti amenda, va fi dat în judecată. Represiunile staliniste și calvarul prin care au trecut bucovenienii și în special românii din regiunea Cernăuți este subiectul discuției noastre cu domnul Petru Grigur, directorul Centrului de Cercetări Istorice și Culturale din Cernăuți. Bună seara! Bună seara! Prima perioadă este 1940-1941, primul an de instaurare a puterii sovietice în ținutul nostru. A doua perioadă începe în 1944 și continuă până în 1953, odată cu moartea tătucului Stalin. Însă chiar și după 1953, centrul nostru a descoperit date unde se arată că represaliile staliniste au continuat. Până în ce perioadă, până în ce an? Noi avem documente referitoare până la 1961. Iată, în privința aceasta vreau să menționez faptul că centrul nostru, printre altele obiective de cercetare, se ocupă de represaliile staliniste și totodată de descoperirea pe teritoriul actualei regiuni Cernăuți a mormintelor ostașilor care au căzut în primul război mondial și în cel de-al doilea război mondial. Ostașilor de diferite naționalități, însă astăzi este vorba despre mormintele ostașilor români. Vreau să menționez faptul de la bun început că în perioada interbelică, în localitățile din actuala regiune Cernăuți, au fost instalate morminte simbolice, monumente simbolice în memoria celor care nu s-au întors la baștină din primul război mondial. În multe localități, despre aceasta de acum documentele de arhivă atestă faptul acesta, însă în perioada stalinistă aceste
monumente simbolice au fost distruse. Chiar și în Cernăuți, la intersecția străzilor Maidanului și a străzii principale, da, era acea pajură neagră, așa, în memoria bucovinenilor care au căzut de diferite naționalități în primul război mondial. În 2007 au fost descoperite rămășițele acestui monument. Se pune întrebarea de a ridica, de a restabili din nou acest monument. Eu cred că Consiliul Orășenesc cred că va duce la bun sfârșit acest fapt, fiindcă, într-adevăr, în regimentul 41 bucovinean au luptat în primul război mondial oameni de diferite naționalități, printre care și români. Într-adevăr, în localitățile noastre au fost ridicate aceste monumente istorice, monumente simbolice, însă ele au fost distruse Datorită atitudinii puterii sovietice față de aceste monumente. Însă au căzut și ostașii români, au căzut și în cel de-al doilea război mondial. Despre aceasta toată regiunea noastră, e împânzită din mormintele acestor ostași, însă ele deocamdată sunt necunoscute. Unele dintre ele sunt cunoscute, altele nu. S-a descoperit un cimitir al ostașilor români în raionul Secureni, am în vedere satul Ojevei, unde odihnesc 513 de ostași români căzuți în 1941 pe malul Nistrului. E o localitate populată de ucraineni? E o localitate populată de ucraineni, într-adevăr, și acest cimitir a fost amenajat și susținut și păstrat de către localnici. E o faptă nobilă în privința aceasta, vreau să menționez. Totodată, în ultimul timp, centrul nostru a descoperit încă un cimitir militar despre care nu se știa și chiar în România nu se știa despre acest cimitir, în satul Voloșcovi, tot raionul Secureni. Nu de mult, iată, pe data de 16 noiembrie anul acesta, au fost sfințite 7 morminte în Horecea Mănăstirii din orașul Cernăuți. În orașul Cernăuți deja este un cimitir militar pe teritoriul fostului cimitir militar din garnizoana Cernăuți, unde se află și cimitirul evreiesc. Acolo odihnesc 16 soldați. Noi de acum avem lista lor, chiar și cercetăm de unde au venit, unde s-au născut, iată originea lor. Și memorialul acesta există în orașul Cernăuți. Iar acum au fost sfințite încă 7 morminte ale ostașilor români care au căzut în 1944 în luptele cu oștirile sovietice. Și ei au fost înmormântați de către localnici. Mormintele acestea au fost păstrate, au fost amenajate. De aceste morminte au avut grijă localnici din Horecea Mănăstirii. Iar acum a fost instalată o placă memorială în memoria ostașilor români. Odată cu independența de stat a Ucrainei, începând cu anul 1991, aceste date au început să fie scoase la iveală, să fie scoase din anonimat numele celor care au suferit în perioada stalinistă. Au suferit oamenii diferite naționalități. Pur și simplu, centrul nostru se ocupă mai mult decât de acei de origine română care au suferit. Însă, vreau să menționez că noi am scos, începând cu 2012-2018, 8 volume ale Cărții Durerii. Eu am adus cu mine volumul 6, fiindcă volumul acesta este consacrat orașului Cernăuți. Iată, și aici a intrat peste 300 de martiri de diferite naționalități din orașul Cernăuți, care au suferit în perioada stalinistă. Și sunt oameni de diferite naționalități, de diferite profesii, care n-au avut nicio vină față de Marele Imperiu Sovietic. Unii dintre ei au fost chiar împușcați în închisoarea din Cernăuți, din ordinul comisarului Ucrainii pentru securitatea statului, au fost împușcați în închisoare din Cernăuți și au fost înmormântați pe teritoriul actualului cimitir militar care se află în orașul Cernăuți. După datele noastre, acolo au fost înmormântați 400 de martiri români într-o groapă comună. Iar începând cu anul 2018, noi am început să scoatem
Dicționarul Martirilor Români, unde între martiri numai din naționalitate, de origine română, din actuala regiune Cernăuți, din România, din Republica Moldova, pe baza documentelor de arhive care au fost descoperite de către membrii Centrului de Cercetări Istorice și Culturale. Până acum s-a scris multe despre deportările staliniste, despre condamnările oamenilor, iată, însă aceste dicționare sau aceste cărți care au apărut până la urmă nu redă lista completă. Din orașul Cernăuți sunt 7 la litera A și litera B, unde intră 617 martiri, tot de origine română, din diferite localități în actuala regiune Cernăuți și totodată și din orașul Cernăuți, din România și Republica Moldova. În total, în aceste două volume ale dicționarului sunt incluse numele a 850 de martiri de origine română. Sunt unele documente, unii care se păstrează în Arhiva de Stat a Regiunii Cernăuți, sunt unele documente în privința martirilor din actuala Regiunii Cernăuți care se păstrează în România și în Republica Moldova. Și de aceea noi ne-am asumat răspunderea ca să căutăm împreună și să scoatem la iveală. Lucrul acesta a început încă în 1992 și nu numai de noi, dar chiar și de Universitatea Cernăuțeană. În 1992 a fost inițiat proiectul de către Universitatea Cernăuțeană în privința studenților care au avut de suferit în perioada stalinistă. Unii studenți au fost arestați chiar în 1940-1941, deportați, condamnați. Și iată că în 1992 a apărut la editura Universității Cernăuțenii o carte în limba ucraineană, da, z auditorii Zakolyuchiye Droty, din auditorii după Sârma Ghimpată, unde am și eu un material referitor la Serghei Tabarcea. Domnul Petru Grior, directorul Centrului de Cercetări Istorice și Culturale din Cernăuți, a fost invitatul meu de astăzi. Domnule Petru Grior, vă mulțumesc mult pentru participare. Cu plăcere. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă dorim să aveți un început de săptămână minunat, cu forțe proaspete și realizări frumoase.